Ne-o colindat, o mâncat, care ce-o vrut, ce i-o plăcut. O și gătat aproape. Vedem, domn profesor, o dragoste a copiilor pentru bunătățile de pe o masă în aceste perioade. E normal, Parcă pentru e o că, zi mai altfel decât cealaltă, că avem în tot primul timpul rând, pancove, trebuie prăjituri. să constatăm că suntem în postul Crăciunului și în fiecare casă există o restricție la bunătăți, bunătăți în ghilimele. Și acum, fiindcă e o zi specială, mamele s-au gândit să ne ofere lor și nouă câte ceva din ceea ce va fi în seara de Crăciun pe masă. Și se spune că în perioada, în seara Crăciunului, cerurile sunt deschise. Da. Ce frumos! Da. Păi se deschid cerurile tocmai pentru a-L vedea pe pruncul Iisus, nu? Care se naște, pentru a-L slăvi, pentru a-I aduce omagiul nostru al omenirii creștine, nu? Pentru că toată creștinătatea, Crăciunul este o sărbătoare care e la toate cultele creștine, deci și Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică și Greco-Catolică și știu eu cele care au derivat din cea catolică, mă refer la cultele protestante, deci toți îl elogiază pe Hristos. E una din sărbătorile cu date fixe în calendar. Deci Paștele nu e cu dată fixă. Crăciunul în 25 decembrie la toată creștinătatea de pe glob. Mă aduc aminte că în statul Utah, pe malul Pacificului în America, acolo este templul mormonilor. Mormonii sunt o sectă religioasă creștină, dar acolo este și, așa zis, un tabernacol, o clădire imensă, foarte modernă, și de acolo se transmit colindele de Crăciun pe tot globul, le preiau marile canale americane, pentru tot ceea ce înseamnă creștinătatea. Deci, e normal să simțim că se deschid cerurile, nu? Și poate la noi se deschid mai frumos. Și cred că e adevărat. Pentru că copiii sunt cu sufletele curate, da. Și colinda răsună cu un mai mare eco, cred, da. Că până la ceruri și înapoi. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră ca și cercetător, că ați fost și cercetător ani la rând pentru a putea scoate multele cărți care le-ați adus în bibliotecile noastre și ne bucurăm și vă mulțumim pentru asta. Colinda este percepută de toți la fel? Păi, eu spuneam la început sensul cuvântului colindă, care vine de la calende, de la calo, calare, verbul, nu? Care anunță ceva. Păi e normal să fie percepută de toată pentru lumea la fel. Pentru că acum așteptăm pe Moș Crăciun. A ajuns Moș Crăciun. Moș Crăciun. Îl vestim pe Moș Crăciun? Nu îl vestim pe Moș Crăciun, îl vestim pe Iisus Hristos, nașterea lui Iisus Hristos, dar se suprapune pe ziua de Crăciun. Ziua de Crăciun s-a consacrat în limbajul cotidian, în limbajul creștinătății și la noi, la români, în special, nu? Că noi îi spunem Crăciun, că alte popoare îi spun altfel, ungurii mai spun Crăciun, au preluat de la noi, Caracionii. Dar l-au preluat din limba română, așa cum slavii au preluat termenul colindă tot de la noi, de la români. Coleda sau colenda. Deci, în fond, Crăciunul sau nașterea lui Iisus Hristos e același lucru. Vorbeam de Moș Crăciun. Când a apărut Moș Crăciun împreună cu nașterea lui Hristos? Că mai mult aud de Moș Crăciun decât de nașterea lui Hristos. Păi, de Crăciun se sărbătorește nașterea lui Iisus Hristos. Deci este concomitentă treaba, nu? Da. E concomitent. Și apoi moșii aceștia au o tradiție specială la noi, la români, însă și cuvântul moș, cu toate derivatele lui, moașă, moș, cu sensul de sărbătoare, de circ, de etc., este un cuvânt de substrat. Adică aparține fondului, nu fondului latin, ci fondului tracodacic. Și sunt foarte puține cuvinte, 176 de cuvinte au rămas din fondul tracodacic și care au
pătruns în limbajul contemporan, deci se găsesc în fondul principal de cuvinte a limbii române. Deci are sensuri profunde, fiindcă te trimite la strămoș. Deci, iată, o variantă a cuvântului moș. La persoana aceea originară, la cel care a creat lumea, nu? Pe cine a creat lumea? Dumnezeu. Dumnezeu, da. Nu? Foarte frumos. Și apoi, de aici, moș Nicolae, moș Crăciun, moș... Moș Ene. Ene și așa mai departe. Știu că dumneavoastră v-ați aplicat de foarte mult timp asupra colindei și ați promovat-o frumos. Ați fost un reprezentant, din punctul meu de vedere, foarte important al satului maramureșan. Majoritatea cântă, dar nu locuiesc la sat. Dumneavoastră sunteți o excepție. Cântați și locuiți în vatra satului și vedeți lucrurile din punctul meu de vedere altfel. Se vede și pe statura dumneavoastră și pe învălit, cum se zice pe la noi. Dar tu unde locuiești? Nu locuiești la sat? Nu eu cânti? Ba da! Pentru că tocmai că mi-am dat seama că trebuie să fii adevărat când faci ceva. Și vreau să vă întreb, aveți o colindă de când erați cocoană care v-a plăcut? Sau pruncuță când ați umblat a colinda? V-a rămas o colindă în suflet mai aparte? Deci noi, eu când am fost ca și ei, colindam găzdoaie cu două câs, ieși afară și ne vezi. Că suntem vreo 20, că suntem vreo doi feciori și ne dau vreo două flori, că suntem vreo două fete și ne dau o eran verde. Cred că dintotdeauna pe copii au tentat darurile și în crescând au înțeles semnificația și au colindat colinde care au versuri despre Iisus Hristos, despre, pentru că la o anumită vârstă eu cred că e și inutil să le impui să colinde așa ceva, că nu înțeleg. Păi ei îi interesează ce primesc și să colinde din casă în casă. Dar după aceea, când am mai crescut, am colindat tot ce se colinda la noi și eu un timp am adunat toate colindele pe un CD și dintotdeauna am știut că colinda se colindă în grup. Că de unul singur, la noi se ierz numai coldușul de până alte zone ale țării, veneau și colindau câte unul și știai că trebuie să-i dai ceva, că i-a mărât. Dar oamenii mergeau în grup. Și am încercat să fac colinde cu copii, să fac colinde cu femeile, ca să colindăm în grup, care altă, parcă și emoționant, e altfel. De unul singur, dar eu le-am pus la păstrare pe cele care le-am auzit la noi în sat și care se colindă și în ziua de astăzi, nu cu nici excepții, că vorba ta, televizorul ne-a mai adus una alta. Am încercat să selectăm atâta cât ne duce mintea pe fiecare, dacă e bine ce vedem, dacă nu e bine ce vedem. Dar la noi în sat se colindă și acum orice veste minunată într-o variantă altfel decât se aude la televizor și așa colindăm. Noi, când ne-am fost tineri, feciori, fete, numai asta am colindat, tot ce veste minunată. Și ați umblat cu feciori? Ați prins perioada? Mă face să-mi amintesc ce perioadă frumoasă. Și iernile parcă erau altfel, parcă era mai multă zăpadă, parcă era... nu aveam... Deci acasă n-am avut nici casetofon, nici televizor într-o perioadă. Și când era postul Crăciunului, colindam. Ne adunam, colindam... abia așteptam să vină Crăciunul. Abia așteptam. Cred, și eu îmi pregăteam draista cu mult înainte, râdea mama de mie. Asta ca și fetiță, da, când am crescut și mergeam cu băieții, era cu totul altceva, da. Dar vremuri frumoase și eu cred că fiecare generație are vremurile frumoase din punctul lor de vedere. Așa este. Dar v-a fost frig pe la gerunți? Nu. Nu simțeam niciodată frigul, dar genunchii ne erau roșii. Dar nu simțeam că ne era frig și mama zicea, vai, cum n-ai minte că ți-e frig. Da, mă gândeam, cum mi-e frig? Nu mi-e frig deloc. Foarte frumos. Vă pe cocântare, ne râd, dar cred că vor să-mi arete că mai știu o colindă. Așa e? Mai știți? Da. Hai să vă aud. Asta-i seara, e Crăciun și Maria. Sara!
mulțumim, fain. Dați-mi, vă rog frumos, microfonul, că aș vrea să-mi spună fiecare a cui îi în sat, a cui să zice, știți a cui sunteți în sat? A lui Bali. Și cum te cheamă? Lia. Ia așa să-mi spuneți fiecare pe rând, să știe mătușa când vă vede, să știe a cui sunteți. O, mătușo. A lui Ioan Alunuțu. A lui Ioan Alunuțu. A lui Mihăița de la Tufă. A lui Maria Alvasalie. A lui Aurelia. A lui Maria Leonaș. A lui Prarea. A lui Ovidiu. A lui Ovidiu, cu ești? A lui Ionul lui Buzu. La microfon. La microfon. A Ovidiu. Nu e și Ovidiu. Bun, asta e. A Ionul Nisci. Vei și la Bianca, te rog. Biencuța, spune. A lui Doboș. A lui Doboș. Bun, și pe partea asta la altă. Ia să vedem cine duce microfonul. Hai, du-te, du-le microfonul, să ne spună și ei. A cui ești? Cum vă cheamă și a cui sunteți? Cum te cheamă și a cui ești? Salim Nicolae Andrei și de-a lui Ciora. Bun. Eu sunt de-a lui Maria Loticău și mă cheamă Popalina Ana Maria. Mă cheamă Pop Irina și sunt Vasalia lui Cârciol. Mă cheamă Otan Iulian și sunt al lui Poenaru. Mă cheamă Neme Jonus și sunt al lui Gheorghe Losilip. Mă cheamă Moș Francesca Emanuela și sunt al lui Carioca. Mă cheamă Simeon Andrei și Simeon. Al lui Simeon ești tu, nu? Mă cheamă Pup Ioan Alexandra și sunt al lui Ciocotiș. Mă cheamă Neme Jonus Alen și sunt al lui Buzu. Mă cheamă Marginea Crina Maria și sunt al lui Magei. Mai departe. Mă cheamă Gotia Iuliana și sunt al lui Petru Zvăreanu. Mă cheamă Marco Daria și sunt de al lui Dodora. Mă cheamă Marginea Teodora și salut Toger Floroi. Cocona este amignea, spune-a cu ei. Hai, spune-a cu ești. Hai, spune-ne a cu ești tu. Cum te cheamă? Nadia. Teme de Gabriel. Hai încoace, hai la mine, hai la mine. Hai la nu. Ia așa. Cum te cheamă? Tare, tare. Uitam pentru Gabriel. Și a cui ești? Al Poenariu. Așa. Și câți ani ai? Nu mi-ai spus. 2 ani. 2 ani și ceva, aproape 3. Oh, dragii mei, ați văzut coconii din Văleni. Ce mândri îs, dar ce mai mult mie îmi place a cui îs. A cui li se zice în sat, pentru că sunt unici. Nu se încurcă și știe fiecare a cui îs. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat.